La licitația pentru realizarea roții panoramice de pe platoul cetății de scaun, a treia nu s-a prezentat niciun ofertant. În aceste condiții va trebui să fie reluată, dar cu mici modificări la caietul de sarcini. Bugetul alocat acestei achiziții, care face parte din strategia de dezvoltare turistică a municipiului, este de 7 milioane lei. Din păcate, la fel nu s-a depus nicio ofertă, dar măcar s-a interesat cineva de această problemă, în care au fost observații, noi am pus în caietul de sarcini 250 de zile. A spus că trebuie pus în caietul de sarcini măcar 400 de zile, termenul de realizare a proiectului, pentru că un an de zile durează să fie fabricată acolo unde se va face ea, în Italia, în Turcia, în alte părți, iar 40 zile sunt necesare pentru montarea ei. Deci vom colecta aceste date, vom pune peste 400 zile de termenul de realizare a proiectului, pentru că în 250 zile nu se poate face. Da, o să mai avem o discuție, o să mai consultăm și, eu știu, profesioniști în domeniu, să mai verificăm alte indicatori, dar nu s-au plâns de indicatori, s-au plâns de această, mă rog, perioadă care este prea scurtă, de 8 luni față de ce vor ei un an cât se fabrică și 40 zile pentru montaj.